În vecinătatea nordică a orașului Baia Sprie se înalță un deal, umblat și scotocit de localnici, dar și de veniții de pretutindeni pentru bogăția lui. Cum deluțul cu ai lui 730 de metri nu-i prea înalt, l-au numit Mons Medius. Mai târziu, după identificarea aici a filoanelor auro-argentifere și exploatarea lor prin lucrări miniere rudimentare și mai apoi sistematice, Mons Medius a fost rebotezat în dealul minei. Mineralizațiile filoniene au fost exploatate integral la orizonturile superioare și în unele locuri pilierii de siguranță s-au prăbușit, iar în zonele prăbușite s-a adunat apa meteorică, formând lacuri de mici dimensiuni. Apa lor încet a mai dizolvat minerale din rocile gazdă, îmbogățându-se în special în sulfat de cupru, motiv pentru care pH-ul a devenit acid, ajungând la 4, iar culoarea a căpătat o nuanță albastră. Un astfel de lac e și lacul albastru, format prin prăbușirea unor abataje în anii 1919-1920, despre care cam toată lumea știe. Mult mai puțin știu că mai există un asemenea lac de prăbușire mai îndosit, mai retras, mai ascuns privirilor. Este lacul albastru 2, spre care ne îndreptăm pașii azi. Existența lui ne-a fost semnalată de un bun prieten care, survolând perimetrul cu parapanta, a observat luciul de apă. Și cum drăcușorul din noi ne-a tot înțepat din spate, am hotărât ca și acest obiectiv să-l bifăm la capitolul vizitate. Din oraș am urcat la clădirile exploatării miniere Baia Sprie, unde personalul de pază ne-a explicat traseul de urmat. Vă redau pe acest fragment de hartă drumul parcurs la lac, începând de la clădirile exploatării. Cred că prea multe explicații ar fi de prisos. Lacul, bine ascuns în pădurea tânără cu goruni și arini, are o suprafață mai mică decât un teren de tenis și un contur oval neregulat. Adâncimea nu-i pot bănui. Nu are o intrare liberă la luciul apei, rama vestică și sudică, fiindu-i foarte acoperită de o vegetație tânără. Bordura nordică și estică este un perete de prăbușire înalt de 3 până la 5 metri, perete din care ies alocuri resturi tehnico-miniere formate din țevi și betoane. De aici am putea deduce vârsta relativ tânără a formațiunii. Culoarea albăstruie a apei și aici e dată de dizolvarea sulfaților de cupru și fier, respectiv calcantit și melanterit. Poate mă veți întreba de ce apa lacului nu e doar albastră, căci în multe poze e de un verde clar. Ce se vede în materialul foto-video e oglindirea mediului, respectiv oglinda pădurii e verde, iar cea a cerului e albastră. Când însă, într-un recipient, scoatem o cantitate infimă din apa lacului, se vede clar nuanța albastră. Dar decât să vă impacientați în privința coloraturii diferite a luciului apei, mai bine hotărâți-vă să-l căutați și să vizitați acest obiectiv care, deși e mititel pe lângă altele mai grandioase și mai spectaculoase, totuși are farmecul lui.